Mergem acum în raiul dintre ape, Delta Dunării, locul unde oamenii trăiesc într-un uriaș labirint pierdut între limbi de pământ. Înconjurați de ape, cu viața planificată între o iarnă și o vară, după orarul bărcilor care îi leagă de oraș, localnicii au învățat să nu ceară mai mult. Sunt parte dintr-un paradis natural unic în lume, care are încă atâtea de oferit, dar și de primit, pe care noi l-am abandonat, dar pe care străinii îl caută și îl admiră. Se face lumină peste lumea dintre ape, când razele soarelui încep ușor să se întindă peste cei 5700 de kilometri pătrați ai Deltei Dunării. E încă un răsărit peste colțul ăsta de rai. Un cuib imens ancorat între cer și pământ, în care o mână de oameni încă se încăpățânează să trăiască după alte reguli și parcă în alte coordonate decât o facem noi. Casele vechi, de pământ, zugrăvite în alb-albastru, cu acoperiș din stuf, sunt mărturia unei lumi care are încă atâtea de oferit și pe care trebuie doar să vrei să o descoperi. Bătrânii noștri și la 23, zice, dacă te-ai sculat dimineața și ți-ai pus la poartă un vintir, poate până a doua zi și prinde acolo un pește singur, nu stai cu undița, nu. Adică ei vorbeau de sculele lor tradiționale de pescuit. Și, deci, da, și vreau să spun că sunt și foarte mulți pești. Și a fost pește mult, dar acum nu mai este. De ce? Probabil circulație, probabil poluare, eu știu. Ce este cel mai frumos la zona asta? Ce vă face pe voi unici în țară? Sunt împrejurimile. Deci, în afară de tradiție, tradiție lipovenească există și în alte comune, de la Pădure, Sarechioiu, Slava, deci vorbesc de județul Tulcea. Aici avem un delta, aici avem tradiția lipovenească, dincolo la Sfântul Gheorghe este a ucrainenilor, sunt zone. Dar aici, principalul lucru, sunt împrejurimile. Faptul că aici nu poți ajunge decât pe apă, n-ai cum, și pe aia, bineînțeles, cu elicopterul sau avion, este unic. De dimineață pornim în căutarea poveștilor din Delta. Povești care încep de aici, de la pontonul care face legătura cu orașul. Că iarnă sau vară, barca rămâne singura variantă de transport pe ulița asta dintre ape, ne spun soții Șuhov, lipoveni de o viață. Și dumneavoastră tot lipoveancă sunteți? Tot lipoveancă sunt, da. Dar lipovenii se iau doar între ei, nu? Își păstrează comunitatea. Nu, nu neapărat. Nu, acum, da, înainte era o regulă, dar acum nu mai e. Acum copiii și, de fapt, și de la vârstă, de la generația noastră, plecând la oraș cu diverse activități, după studii, după alte, se mai, cum e tendința la facultăți, se cunosc și se iau și
Dumneavoastră aveți copii? Da. Să vă trăiască. Câți? Doi. Doi. Ce fac ei? Ce fac? Căsătoriți la casa lor. Câte un copil, avem nepoți, de acum au terminat facultatea. Sunteți fericită? Da, într-un fel da. Da. Și unde sunt? În București, amândoi, nepoții, iar copiii, unul la Galați și unul la Tulcea. În Mila 23 mai rămân tineri? Mai sunt aici? Puțin. Sunt cei care sunt legați mai mult de loc, nu de perspectivă, de studii, de meserie, de se ocupă aici, cu pescăria, o pensiune. Da, unii lucrează la pensiune. Copiii, că sunt lipoveni, că sunt turci, că sunt, se căsătoresc, fac copii care îi învață la fel, dacă ei știu obiceiurile și caută să le păstreze, copiilor la fel fac, practic înseamnă. Noi avem religia de rit vechi și o ținem, deci toate sărbătorile, toate le ținem pe vechi. Maliuc este cel mai nou sat din Delta, construit în 1950, când aici au fost puse bazele stației experimentale STUF, concepută pentru cercetări stuficole, piscicole și silvice, abandonată însă după 20 de ani, un loc uitat parcă în trecut, cu blocuri gri, ce contrastează cu verdele paradisiac al zonei. Aici a ajuns în urmă cu 30 de ani și Nicoleta Sevastian, cea care nu doar că s-a integrat în comunitate, dar i-a devenit și primar. Aici costează vaporul sau catamaranul, aici se coboară și de aici mergem către pensiuni sau către canale. Fiecare. Și pe aici ați venit și dumneavoastră? Pe aici am venit și eu pentru prima dată în 1995. Pentru că nu sunteți un om al apelor, femeie a apelor. Nu m-am născut. A văilor, dealurilor. Da, m-am născut în zonă de deal, în localitatea Cârjelari, din județul Tulcea. Și am venit, bine, în Delta pentru prima dată am ajuns în 1993 ca profesor suplinitor de limba și literatura română la CEA Rosetti, lângă Letea. A, frumos Măriesc acolo, am fost și noi, am fost. O zonă foarte frumoasă, da. Cu oameni calzi și primitori. Au fost 2 ani minunați, dar puțin cam izolați și atunci am ales să mă mut undeva mai aproape de oraș. Și căutând o repartiție, am ajuns la Maliuc. În 10 septembrie 1995 am primit repartiția la Maliuc și de atunci locuiesc aici, m-am căsătorit, m-am angajat în administrație în 2008, frumos. Am căpătat experiență și în 2020 am candidat la primărie. Recunoaște că are o misiune dificilă, să scoată la lumină comuna care numără mai puțin de 1000 de suflete. Un loc renumit pe hărțile turistice, dar în care mai sunt încă atâtea de făcut. În această zonă avem în implementare proiectul investiții în infrastructura pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în localitatea Maliuc, comuna Maliuc, județul Tulcea. Aici a fost o faleză acoperită cu piatră cubică, construită în anii 1960. De atunci n-a mai fost făcută nicio reabilitare a acesteia și în momentul de față asigurăm modernizarea ei cu pavele și de asemenea această faleză va fi transformată în spațiu de promenadă. Înțeleg că astfel de lucrări se fac destul de greu pentru că firmele respective nu știu, au alt specific de lucru în zonă. Vin cu utilajele pe apă, cu materialul pe apă. Da, din cauza transportului fluvial, care este foarte costisitor, foarte puține firme depun oferte la procedurile noastre. În primul rând, accesul dificil pe apă. Spre exemplu, eu dacă am de rezolvat o problemă la București, trebuie să plec de dimineață, de la 6, să plec cu barca, să ajung în Tulcea, fac aproximativ o oră, apoi mă urc în mașină și ajung mai departe, o zi nu mi-ajunge pentru rezolvarea unor probleme. Și asta în condițiile în care primăria este dotată cu o barcă, dar dacă nu am fi avut o barcă,
Să fi mers cu nava pasager era și mai dificil. Trebuiau două zile pentru rezolvarea unei singure probleme. Procedurile, banii și mai ales lipsa forței de muncă sunt principalele obstacole când vine vorba de a schimba în bine locul. După lupte seculare, guvernul a decis să ne aloce și nouă fonduri pentru canalizare, pentru că tot timpul cererile noastre de finanțare erau respinse, întrucât nu aveam targetul acela de 2000 de locuitori. Dar și câți locuitori aveți? În localitatea Maliuc, în jur de 200. În localitatea Maliuc propriu-zis, în toată comuna, avem 953 de locuitori. Mai pleacă tinerii, am văzut, cam în toate zonele. Mai pleacă și mai vin. Spre bucuria noastră există tineri în comunitate care au revenit, au lucrat în străinătate, au venit cu banii câștigați acolo și au construit case, pensiuni și își dezvoltă afacerea aici, au cumpărat bărci, fac turism. Există tineri care din prima au renunțat la ideea de a pleca și după absolvirea școlii au accesat fonduri europene și au ridicat pensiuni și lucrează acum în turism. Și sunt primării, de exemplu, care pot să rămână fără firmă? Da, sunt primării care reiau de mai multe ori procedurile de achiziții. În primul rând este foarte, foarte scump transportul, în al doilea rând asigurarea cazării muncitorilor din nou este foarte costisitoare. Și forța de muncă, într-adevăr, lipsește în România și lipsește și la noi, ca peste tot. Firma care se ocupă de reabilitarea falezei a angajat inclusiv muncitori din Sri Lanka, pe care îi vedeți acum. O echipă foarte muncitoare. Bună ziua, băieți! Hello, John, hello, este hello. Blondul, John, so, este blondul. We are here to make a few materials about the Danube, about the people who live here, uh-huh, and about the people who visit here and work here. Yes, yes. Where do you come from? I'm from Sri Lanka. Okay. So so we work here from there to here. We are going to build up this road. So we are happy with working here. În locul celor care au plecat de aici, după o pâine mai bună în străinătate, au venit străinii să facă ce nu s-a făcut în 30 de ani încoace. This is your first time in Romania, first time working here? Yes, 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 of course. And you are also living here as you work? Yes. You're staying here? Yes, our home is there. Accommodation place is there. Okay. And you managed to take a swim in the Danube? No, I can't swim. In your free time, you don't swim. No. Also, don't go there. No. Do you like the sights? Yes, of course. People are really very kind. So we are really happy with these people. Por la treabă! Vedeți, doamnă, că ei au cumva așa o mentalitate foarte pozitivă. Mă uit așa, ei zâmbesc, munca lor oricum nu e ușoară. Este o muncă grea și mai ales în condițiile astea de caniculă. Dar vă gândesc dumneavoastră vreodată, de când lucrați în administrația locală de aici, că o să vină sri-lankezii? Nu, absolut niciodată, nu, n-am crezut. De ceva așa, adică te gândești, au venit peste tot în țară, foarte bine, da, dar și în delta. Au fost și vremuri mai bune, își amintesc localnicii care nu s-au dat plecați de aici. A ajutat la nașterea multor copii și în prezent ne mai ajută. Când asistenta noastră, având una singură, mai pleacă în concediu sau are diverse probleme de rezolvat la Tulcea, apelăm la doamna Cati, așa cum o cunoaște toată lumea. Cum este viața la bloc aici, și la bloc și la Dunăre, în același timp, că e o localitate unică în acest sens? E bună. E o casă ca oricare alta. Ca și o casă la curte. Și de la balcon de acolo vedeți Dunăre. Se vede Dunăre, vapoarele care trec. Ce frumos! Le admirăm că mai vin și pasagere de la mare, așa. Ne visăm și noi croaziere pe mai departe. Da, așa. Nave mari de croazieră. Și unde ați vrea să mergeți așa pe croazieră? Oriunde. Au fost momente iarna, nu știu, când îngheța zona asta? Da, da. Nu sunt iernile foarte dese, cele în care îngheață Dunărea, dar au fost, dacă mi-amintesc bine, cred că în 2010 și în 2017 a înghețat Dunărea. Da, era o imagine interesantă. Știu că ne riscam un pic viețile, dar n-aveam ce face. Pe mijlocul Dunării trecea un împingător care spărgea gheața ca să poată circula
câte o navă, pasager, dacă circula o dată pe săptămână, iar noi ne urcam în barcă, împingeam barca pe gheață, la mijlocul Dunării ne urcam în barcă, treceam pe apă și ajungeam pe gheață, trăgeam din nou barca și ajungeam până pe malul celălalt, ca de acolo să pornim cu mașina tot pe un drum desfundat. Dar trebuie chiar să merite ce ai de făcut ca să te pui la așa drum. Clar, dar a fost cel puțin la primul îngheț pe care eu l-am prins, a fost o situație dificilă în care magazinele au fost prinse neaprovizionate. În afară de asta, salariile nu ajunseseră, oamenii nu aveau bani cu ce să cumpere și nu existau nici alimente și nici bani. Și atunci unii dintre noi trebuia să-și asume riscul ăsta și făceam o listă cu cei care aveau nevoie de alimente, mergeam la Tulcea sau cu cardul pe care, cu pinul, și scoteam bani pentru cei care aveau nevoie sau medicamente. Și 2-3 dintre noi trebuia să-și asume riscul să meargă să cumpere medicamente, alimente, ce era necesar. Și numai Dumnezeu îi ajută când se îmbolnăvesc. La 10.000 de oameni, cât trăiesc în Delta, există 5 doctori și 4 farmacii. Pentru intervențiile pe apă, serviciul de ambulanță Tulcea are doar 5 nave de urgență. Numai norocul mai ține câte o asistentă pe post în vreun sat de pe Dunăre. Dacă, de exemplu, vi se face rău sau așa, ce se întâmplă? În cât timp ajunge ambulanța? Cum ajunge ambulanța? Avem o asistentă medicală aici care poate să dea primul ajutor, iar poate să vină și elicopterul, poate să vină și barca, salvarea, deci noi. Dar nevoie repede? Repede, vine elicopterul, un sfert de oră, jumătate de oră, aterizează pe un câmp aici. Totul e să fie zi? Da, totul e să fie zi. Iar noaptea vine ambulanța pe apă. Dispensar aveți? Am avut o clădire veche care era dispensar, dar fostul primar a dărâmat-o. Dar nu, eu nu știu de ce a dărâmat-o, pentru că era o clădire veche și era de patrimoniu, cum ar veni. Mie așa mi se pare că era o clădire de patrimoniu. Iar acum este închiriată. A zis că se reface pe locul acela dispensarul și este o clădire amenajată, așa, pentru asistenta care este. Într-adevăr, ne dă primul ajutor, nu ne lasă să murim. Dacă ai zile, dacă nu, asta e. Însă, dincolo de toate, oamenii Deltei s-au obișnuit cu viața asta și nu știu cum ar fi să le fie mai bine, ne spune Vera Agache, o lipoveancă a cărei casă e ca un muzeu. Paturile astea încălzite avea fiecare casă, pentru că aveau copii mici. Și majoritatea aici erau, adică toți erau pescari. Și pe timp de iarnă se veneau din baltă, de la Năvot, de la asta, uzi, înghețați, și trebuia să se încălzească undeva. Și să se usuce, pentru că a doua zi trebuia să plece iar și n-aveau cum să se usuce dacă nu aveau așa ceva. Deci era și pat și uscător. Asta, da, asta se numește lijanca. Așa e denumirea ei. Așa spunem noi, lijanca. Deci un pat încălzit. Se aprinde aici, se pun lemnele. Și are un, cum să zic, de aici o gaură, ajunge până aici și de aici altă gaură. Și iese fumul pe horn. Și ea, între timp, se încălzește, că este făcută ori din cărămidă arsă, ori din cărămidă din pământ. Se fac cărămizi, chirpici. Majoritatea se le-au dărâmat și s-au modernizat toată lumea. Eu una nu sunt așa bătrână, dar nu vreau să schimb nimic în casa mea. Eu vreau să rămân așa tradițional. Chiar dacă se vorbește că când trece cineva zice că e casă părăsită, asta este. Cineva locuiește aici. Da. Cineva care știe toate tradițiile. Da. Și nu, cum să zic, nu se merită să dărâm tot și să faci numai betoane, gresii, faianță și alte lucruri. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. Chiar dacă stăm în Delta și turismul trebuia să fie totul tradițional, cum sunt și la satele alea din munte. Pentru oameni ca ea și locuri ca acestea îmbibate de tradiție. Pentru asta vin străinii aici. Nu caută nici vile de lux și nici drumuri ca în palmă. Vor să vadă frumusețile sălbatice și natura virgină, atât de bine conservată, pe care nu mai găsești nicăieri în Europa. Before the birds.
For the birds. You're coming to bird watch. Because there are a lot of species here in this area. Yes. And how long will you be staying? How many days? 5 days. Acestea au fost subiectele pe care dumneavoastră le așteptăm pe Facebook sau pe e-mailul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753-123-133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomânia.canalde.ro. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea! Toate bune! La revedere! Thank you.